Avalanșă în Bucești provocată chiar de un turist. Acesta a fost surprins de tăvălugul de zăpadă între cotele 2000 și 1400 în zona Zadăle din Munții Bucegi. Deși salvamontiștii au avertizat cu privire la pericolul la care se expun cei care schiază în afara pârtilor marcate, nu toată lumea ia în seamă astfel de atenționări. Schiorul aflat în afara pârtilor recomandate pentru sportul pe zăpadă a fost surprins de avalanșa declanșată de prezența sa în zona supusă riscului. Imaginile au fost surprinse chiar de șeful salvamont Sinaia. Salvamontiștii au precizat că schiorul a avut noroc. El a scăpat nevătămat, dar și-a pierdut schiurile. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud a anunțat că în masivul Făgăraș există risc mare de producerea avalanșelor și la altitudini mai mici de 1800 de metri.